O distracție nocturnă pe teritoriul centrului de agrement din raionul Cahul a fost fatală pentru un tânăr de 27 de ani. Cadavrul victimei a fost depistat în noaptea de 25 august pe șoseaua Șcheie din Cahul. Suspectul a fugit de la locul crimei. Informația a fost oferită pentru echipa 902 de către un localnic. Contactat telefonic, ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Cahul a declarat că totul s-a produs pe 25 august, aproximativ la ora 00:30, în satul Roșu, pe teritoriul unui bazin. Totul ar fi început după ce între victimă și suspect ar fi iscat un conflict care ar fi generat în bătaie. Astfel, potrivit poliției, suspectul ar fi bătut pe tânărul de 27 de ani, iar în urma traumelor primite, tânărul a decedat la fața locului. Bărbatul decedat este Evdokimenko Sergei, originar din municipiul Cahul. Poliția are deja un suspect, dar deocamdată nu a fost reținut de organele de forță. Potrivit Inspectoratului de Poliție Cahul, bănuit de crimă este Boris Donea din satul Taraclia de Salcie, care ar fi fugit de la locul crimei. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă ani grei de detenție.